Uneori e bine să încep mesajul cu ideea cea mai importantă, fiindcă nu știi dacă până la sfârșit îi mai ai pe oameni cu tine. Cineva zicea, fii atent ce vorbești acolo, că oamenii au niște telecome și te închid cât ai zice pește. Așadar, iată afirmația centrală a mesajului de astăzi. Slujirea nu este opțională, ci obligatorie, dacă vrei să simți că aparții cu adevărat unei comunități. Toată luna septembrie este o provocare, o invitație pentru toți membrii VIA, pentru toți cei care ne urmăresc, cu privire la ideea slujirii, a locului pe care îl avem în acest angrenaj, în această comunitate. De când m-am întors la Domnul și am intrat în slujire, am avut un vis, ca absolut fiecare persoană dintr-o comunitate să fie implicată într-o slujire. Nu contează ce. Important să fii acolo. Știu, cei care aveți un pic de experiență zici, frate, ești un pic cam naiv, coboară cu picioarele pe pământ, așa e. Dar vă dau în scris că niciodată nu veți trăi cu adevărat sentimentul apartenenței la o comunitate decât atunci când ești gata să te dăruiești altora, să te oferi în slujire, în implicare, în dăruire. Un mușchi nefolosit se atrofiază și dezechilibrează până la urmă întreg corpul, întreg organismul. Ce loc mai potrivit am putea găsi să începem invitația la slujire decât la frângerea pâinii? Mai ales că textul de astăzi ia naștere într-un astfel de context. Așadar, vă invit să urmăriți împreună cu mine în textul pe care l-aveți pe telefoanele dumneavoastră sau pe alte device-uri din Ioan capitolul 13, de la versetul 1 la 17. Haideți să recitim cu atenție invitația lui Hristos de azi. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Dumnezeu, că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor săi și să le șteargă cu ștergarul care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, cred că glumești. Tu să-mi speli mie picioarele. Iisus, drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu acum, tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine, i-a zis Hristos. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, ci și capul și mâinile. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Prima parte, partea a doua, după ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat un exemplu, pentru ca și voi să faceți cum am făcut eu.
Adevărat, adevărat vă spun că sclavul nu este mai mare decât domnul său. Oare? De câte ori nu-l contrazicem pe Hristos? Nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le și faceți. Disciplina slujirii. Iată invitația zilei din acest text. Cuvintele care poate m-au iritat și m-au inspirat cel mai mult sunt cele pe care Bernardo Clairvaux ni le-a lăsat. Dacă vrei să faci lucrarea unui profet, nu ai nevoie de un sceptru, ci de o sapă. Sunt tulburătoare prin modul brutal în care te aduce cu picioarele pe pământ, cu privire la slujire, prin felul în care ne accesează pe oricare dintre noi. Nu contează cine ești, nu contează ce faci, slujirea ta este importantă. Lucrurile mărunte contează. Efectiv, deschide o perspectivă nebănuită cu privire la ceea ce putem și la ceea ce suntem chemați să facem absolut fiecare dintre noi. Pentru a puncta mai bine locul din care cred eu că pornesc lucrurile, mă voi folosi de următoarea imagine. O persoană se plimba pe plajă și a dat peste o priveliște jalnică. Mii de stele de mare, aruncate pe țărm de maree, se uscau și mureau din cauza căldurii soarelui. Așa că omul s-a plecat, a luat câte una din aceste creaturi neputincioase și le-a aruncat înapoi în mare. Și la fiecare pas continua să facă acest exercițiu bizar, ciudat, până când cineva care era în spate l-a zărit și, nedumerit de ceea ce se întâmplă, l-a interogat și a zis: de ce faci asta? Încerc să salvez steaua de mare, răspunse omul. La auzul acestor cuvinte, celălalt început să râdă, rotindu-și brațul și indicând miile de stele de mare care umpleau efectiv plaja. De ce îți pierzi vremea, spuse el cinic. E în zadar. Chiar în timp ce vorbea însă, omul nostru aruncă o altă stea de mare, a urmărit-o dispărând în valuri, după care s-a întors spunând: pentru ea nu a fost în zadar. Ăsta e lucru care lipsește slujirii noastre. Pentru ea sau pentru el niciodată nu a fost în zadar o slujire pe care ai făcut-o. Doi oameni diferiți se plimbau pe aceeași plajă. Au văzut două realități diferite și au avut parte de două seturi de reacții total diferite. Pentru unul a fost o pierdere de timp, pentru altul o ocazie de slujire. Unul vede neajunsurile, celălalt oportunitățile. Starea mental-emoțională a unuia este cinismul, iar a celuilalt exuberanța. Doi oameni în același loc, în același amplasament. Iată prima lecție pe care o învățăm. Valoarea slujirii noastre este dată întotdeauna de persoana care a fost slujită. Pentru tine s-ar putea să fie un fleac, s-ar putea să nu conteze, uneori nici să nu realizezi că ai făcut o lucrare de slujire, dar întotdeauna contează pentru celălalt, pentru cealaltă, care nu a fost în zadar. Am constatat că unii dintre noi suferă de un complex mesianic. Dacă nu pot schimba lumea, dacă nu pot face lucruri de anvergură, nu se implică, nu-i interesează. Pur și simplu nu dau curs unui anumit impuls, unei anumite dorințe de slujire. Dar de unde până unde această aberație și această atitudine? Până la urmă, fiecare vârstnic, fiecare suferind, un țânc, un om care trece prin nevoie, el este cel care validează. Dar dacă nu ne călăuzim după această linie, s-ar putea să fim mai degrabă tributare succesului decât slujirii la care ne cheamă Hristos pe fiecare. Și iată, poate, aspectul central al mesajului din această dimineață pe care îl găsesc în textul acesta. Slujirea este întotdeauna o problemă ce ține de atitudine,
oportunități și inițiativă. Contează atitudinea pe care o am, contează ocaziile pe care le reperez și contează inițiativa de care dau dovadă. Prin urmare, textul nostru ne adresează trei întrebări pe care nu le putem evita în această dimineață. Iată-le! Care este atitudinea mea? Ce văd atunci când privesc în jur? Și trei, care este inițiativa pe care o am în comunitate? Cu alte cuvinte, întrebările astea ne aduc în fața întrebării pe care Hristos ne-o adresează în textul de azi. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu, ne întreabă Mântuitorul. Ce anume crezi că s-ar fi așteptat Hristos să înțeleagă ucenicii? Oare ce s-ar aștepta să înțelegem noi astăzi? Iată cele trei lucruri pe care cred că ar trebui să le auzim. În primul rând, orice gest sau detaliu în slujirea altora contează. Un pahar cu apă rece, când ți-e sete, valorează mai mult decât 100 de predici sau de versete memorate pe de rost. Un simplu telefon arată cuiva că îți pasă. Un bun ascultător se dovedește a fi o unitate mobilă de terapie intensivă. N-o să uit un exemplu care pur și simplu m-a urmărit de-a lungul anilor. O persoană care avea recidive cu stări depresive și spunea despre o persoană din comunitate: după ce stau de vorbă cu ea, simt că nu mai am nicio problemă. Privit cu un pic de invidie și am zis cât de mult mi-aș dori ca oamenii să poată zice așa ceva după ce au stat de vorbă cu mine. Unii dintre voi habar nu aveți cât bine puteți face prin simplu fapt că știți să ascultați. Să știi să asculți pe cineva când stai de vorbă cu el. O vorbă care, un slogan care mi-a rămas din perioada pandemiei, care îmi place atât de mult, vă aduceți aminte cum se zicea și la televizor? Când facem bine, ne facem bine. Observați o atitudine simplă, validată la nivel cultural, de oameni care înțeleg că lumea asta devine un loc mai bun în momentul în care fiecare se implică și face ceva pentru semenul său. De aici pleacă și Hristos. Orice gest sau detaliu pentru alții contează. 2. Slujirea noastră este un exercițiu zilnic și spontan. Important ca în fiecare zi și important când apar ocazii să te dăruiești, să te implici. Este un semn, o demonstrare a iubirii creștine. Textul introductiv al narațiunii de azi setează cadrul. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea asta. Ca cel care știa și fiindcă iubea pe ei săi. Sună ca un fel de predare de ștafetă. A preda mai departe cu limbă de moarte un model. Ce-mi spune lucrul ăsta e că autorul sublinează că esența vieții lui Iisus Hristos pe acest pământ a fost slujirea și dăruirea de sine. De ce ne reamintește detaliul acesta? Că e momentul în care Hristos e aproape să-și încheie călătoria pe pământul acesta. Un exemplu din Vechiul Testament, foarte interesant, nu știu dacă l-ați remarcat și dacă v-ați gândit un pic la el, unul din sclavii lui Avram este trimis ca să aducă soție pentru Isaac, să o caute pe Rebeca. La un moment dat ajunge la o fântână și el face o rugăciune. În Geneza, capitolul 24, avem relatarea. În versetul 14, ca să scurtez povestea, uitați cum se roagă acest rob al lui Avram. Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bia și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie cea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Tu o să zici, ce-i mare șmecherie în rugăciunea pe care o face. Dar întrebarea îi, ce stă în spate? Ce-a urmărit? Ce-a căutat la această tânără, până la urmă, slujitorul lui Avram? Vă gândiți că această fată putea să-i răspundă în două moduri diferite, cel puțin.
El fiind sclav, ea putea să-i dea ignor sau putea să-i spună să-ți vezi de treabă, am alte lucruri, ocupată. Să-i dai de băut era un lucru, să dai și cămilelor însemna mult mai mult timp petrecut acolo ca să slujești efectiv. Dar ceea ce mi se pare fabulos în textul acesta e că pur și simplu îi testează coeficientul de slujire. Disponibilitatea de a se gândi instantaneu la nevoile altcuiva. Ce ziceți de atitudinea asta când te gândești la căsătorie? Oare poți călători pe termen lung fără să ai o astfel de inimă, o astfel de atitudine? Cineva spunea, felul în care tratezi o persoană când treci printr-o ușă turnantă spune tuturor ceea ce crezi despre ea. Și unor elementele alea de instantaneu au puterea revelatoare cu privire la caracter, cu privire la cine suntem, cât de răbdători, cât de egoiști, de agresivi, de neliniștiți suntem în viața de fiecare zi. Cum te porți cu un străin, așa te porți cu cei din casa ta. Și cum te porți cu cei din casa ta și te porți cu un străin? O să ziceți, a, nu prea de acord. Îi o mică diferență. Că suntem mai atenți cu cei care sunt aproape de noi și unor nu suficient de atenți cu cei din afară, cu un străin. Dar uneori, când e vorba de caracter, de esență, de egoism, de toate lucrurile astea, exact la fel ne comportăm cu toți. Avem același fel de a-i trata pe ceilalți. Dar în ce privește apropierea de Dumnezeu și privirea în interior de care s-a vorbit la cină, e absolut fenomenală în momente din astea instantanee. Atunci pui lupa pe tine și poți să-ți surprinzi un tipar comportamental pe care poți să îl șlefuiești și să-l schimbi în viața ta. Și pentru că ne împleticim efectiv când vine vorba de slujire, fiind atâtea nevoi, atâtea domenii în lumea care trăim, cred că ne ajută să jalonăm printre ele, conștientizând cele cinci domenii majore, fundamentale. Primul pe care îl pun în capul listei e familia. Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, cine n-are grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și e mai rău decât un vameș. Punct! O să vă șocheze că n-am început cu biserica. Deși invitația este la slujire în comunitate. Responsabilitatea numărul unu pentru un creștin este în casa lui. Și asta sună și la tineri. Le spun mereu la cateză, ce faci tu într-o săptămână pentru părinții tăi, pentru membrii familiei tale? Asta înseamnă slujire creștinească. Plus că Pavel spune, îi demonstrația cea mai clară a evlaviei. Să știi să răsplătești eforturile părinților tăi. M-am pocăit după ce mi s-a născut primul copil și am început să plâng atunci. M-am întrebat, cum a reușit mama să crească 5 copii? Tot respectul din această lume. Familia, 2, biserica, să-ți găsești locul în comunitate. Unde te-a așezat Dumnezeu? Locul de muncă, școala, un alt domeniu de slujire. Cetatea, orașul în care Dumnezeu te-a așezat. Fiecare trebuie să simtă responsabilitatea pentru orașul în care a fost plantat. Ca să arate mai bine, să fie mai bine. Și nu în ultimul rând, avem responsabilitate pentru cosmos, pentru planeta unde ne-a așezat Dumnezeu. Indiferent unde afli în colțurile acestei lumi, în concediu, o hârtie aruncată este la fel de periculoasă, fie că e la tine în țară, fie că e în străinătate. Deși în străinătate mă îndoiesc că ne permitem așa ceva. Iată întrebarea crucială. Ce inițiativă săptămânală am pentru membrii familiei, pentru cei din biserică, pentru colegi și așa mai departe. Nu știu dacă ai observat, dar de 3 ori se repetă cuvântul știa. Știa că i-a sosit ceasul să plece, știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, știa cine este cel ce avea să-l vândă. Am auzit de nenumărate ori oameni care se plâng de neajunsuri, de scăpări în comunitate și le dau dreptate. Îs onest, nu ignor lucruri de genul ăsta. Dar uitați-vă ce face Hristos. Deși diavolul pusese în inima lui Simon, lui Iuda, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, știa. E mult mai simplu să stai deoparte, să fii dezamăgit, să bași de vină, să fii paralizat de trădare și teamă, dar Iisus alege să ne slujească în mijlocul falimentelor și neajunsurilor noastre. Într-o mare de indiferență mă simt electrizat întotdeauna când văd un gest de slujire onestă, de dăruire. Oare este iubirea mea caracterizată de receptivitate și planificare? Important să fii receptiv când se sizeze o nevoie,
Dar e important și să ai intenționalitate, să te gândești, să planifici anumite slujiri. Când mi-a fost testat ultima oară cu coeficientul de slujire? Când am fost pus ultima dată la încercare, în disponibilitate? Două cazuri revelatoare pentru mine din experiența pastorală care mi-au rămas emblematice. Nu o să uit, la un moment dat a venit cineva în fața comunității și a zis: am ieșit la pensie, a fost întâmpinat cu zâmbete binevoitoare, după care a zis: am hotărât, Dumnezeu mi-a pus pe inimă, ca tot a 10-a zi să o dau zecioală cuiva din comunitate. Am timp, era priceput în reparații, lucrase în construcții, vreau să repar la femei în vârstă, la oameni care nu pot, care au nevoie să mă anunțe tot a 10-a zi. Am fost șocat, era pentru prima dată când auzeam ceva out of the box. Ceva de care nu mai auzisem în ce privește slujirea. Pentru prima dată am auzit o idee de genul ăsta. În al doilea caz, într-o comunitate în Brașov, au scos la bătaie, tot așa probabil la un început de an bisericesc, mai multe domenii de activitate în care oamenii se puteau implica. Și a venit cineva și a zis, s-a uitat peste liste, nu mă regăsesc nicăieri. Cred că aș fi fost deranjat de o astfel de atitudine, dar pastorul a avut prezentă de spirit, a zis, propune tu ceva ce nu apare pe listă. Și atunci el s-a trezit și a zis, sunt expert contabil, sunt gata să ofer asistență financiară pro bono la oricine vrea să achiziționeze un împrumut, să își cumpere o casă și așa mai departe. Și am rămas șocat să văd, două exemple, doar două exemple care arată potențialul nebănuit pe care îl are orice comunitate. Orice detaliu contează. Și slujirea noastră este un exercițiu zilnic, spontan, al iubirii față de cei care ne înconjoară. Oare sunt un consumator de programe religioase sau simt cu adevărat că aparțin unui organism viu? Nu pot scăpa de cuvintele lui Dietrich Bonhoeffer, care spune legat de slujire așa: o comunitate care permite existența unor oameni nefolosiți se va destrăma din pricina lor. Poftim! Poate că nu se sizește, zici, cum se poate așa ceva? Simplu! Doar angajamentul îți dă sentimentul împlinitor că ești viață, ești parte din trupul fantastic al lui Hristos. Neimplicarea îți creează o permanență frustrare și te debusolează, crezi că alții îți devină și chestia asta duce la acea deraiere și dezorientare care până la urmă te scoate, te face un cauzator de probleme în anumite contexte. E incredibil câtă valoare atribuie Dietrich Bonhoeffer, deși a avut parte de o viață scurtă slujirii în comunitatea în care Dumnezeu te-a așezat. Și trei, poate apogeul textului, slujirea umilă, dezinteresată, creează un climat pentru pocăință și vindecare. Cât de șocat a fost Petru și cât de șocat suntem noi de ceea ce face Hristos. Cum, Doamne? Cred că glumești. Acum, reacția lui, nu știu dacă te-ai întrebat vreodată, e o reacție corectă, e o reacție bună, e o reacție spirituală sau e o reacție un pic problematică? Prin faptul că se și impune niciodată, așa cum făcea de obicei, nu vei spăla picioarele. Ei, dacă ne uităm, vedem că ce înțelege el mai târziu, înțelege după lebădare. Abia atunci se scutură de mândria ascunsă îmbrăcată în haina evlaviei. Sunt șocat de dramatismul prin care trece maturizarea noastră în Hristos. Sunt convins că n-a acceptat pe momentul ăsta și ca să vedeți încărcătura în care Hristos spune cu voce tare și zice: știu, n-ai trebuință să-ți speli decât picioarele ca să fii curat și voi sunteți curați, dar nu toți. Și lasă o ușă deschisă, o invitație ca să vorbească, să dea afară, să mărturisească lucrul acela periculos. Vedeți, lucrurile nu se întâmplă imediat, nu se întâmplă peste noapte. Există pierderi, există rateuri în comunitate. Însă atitudinea lui Hristos, de atitudinea coborătoare, de slujire, în care vine la fiecare, inclusiv la Iuda, să le spele picioarele, creează un alt climat, un alt gen de relaționare. Cât de culpabilă poate fi uneori spiritualitatea noastră,
uitându-ne la Petru. De câtă detectivistică e nevoie în viața spirituală ca să sesizezi anumite lucruri corecte pe care le poți face cu motivații greșite, aspecte tainice care ar trebui să se întâmple în întâlnirea noastră cu Scriptura și cu Duhul lui Dumnezeu care ne vizitează. Slujirea umilă, dezinteresată, setează un cadru de acceptare și de răbdare cu oamenii. Oricât de mult ne-am dorit să-i vedem pe oameni transformați, Dumnezeu nu lucrează niciodată cu ei într-un cuptor cu microunde, ci la foc moale. Câteva interpretări posibile, sunt convins că ori de câte ori ați citit textul ăsta, mai ales dacă ați avut parte de dialog cu cineva care are altă opinie, ați ajuns la acea tensiune. Cum înțelegi? Ce vrea Hristos să transmită prin această practică a spălării picioarelor? Iată câteva interpretări pe care merită să le vizualizăm și să ne gândim pe unde ne aflăm fiecare. Unii spun că e o practică obligatorie asociată cu frângerea pâinii. Că ori de câte ori ești la momentul acesta, ar trebui să urmezi și practica aceasta. Alții spun că e o practică lăudabilă oficiată în Joia Mare, așa cum observăm că se face în comunitatea catolică. Călugării benedictini o folosesc ca un gest de ospitalitate și de iubire celor ce le calcă pragul, ca semn de primire, de acceptare în sânul comunității. Și o altă interpretare, ca o imitare a spiritului și atitudinii lui Hristos, ce lărgește aria de aplicabilitate. Optez pentru ultima, pentru că e mult mai largă și mai inclusivă. Nu-i atât de exclusivă. Nu cred atât de mult că Iisus Hristos a insistat pe o practică și repetarea ei, reiterarea ei, cât pe un cadru de slujire care îți dă mult mai multe opțiuni și posibilități. Dar nu mă pot abține să nu-ți adresez o întrebare. Care e cel mai umilitor act de slujire pe care ai fost pus vreodată să-l faci? Pentru unii poate să-și ceară iertare. E foarte greu pentru o persoană mândră să iasă la înaintare să-și ceară iertare celuilalt. Pentru alții, recunoașterea unui păcat ascuns față de un frate de-al tău. Pentru alții, spălarea picioarelor în anumite cazuri. Poate să fie o slujire lipsită cumva de vizibilitate în comunitate, care nu are foarte mulți adepți. Și lista poate continua. Punem puncte, pentru că important, lucrurile care îți vin ție în minte, ales interesante de investigat. Pe la anul 400 după Hristos, Severian de Gabala ne spune următoarele. Cel ce cuprinde cerurile și norii s-a încins cu un ștergar. Cel care a turnat apele în râuri și în mări a turnat apă într-un lighean. Și cel în fața căruia orice genunchi se va pleca în ceruri și pe pământ și sub pământ a îngenunchiat să spele picioarele ucenicilor săi. No, te rog să te gândești. Ce scuză putem avea noi în această dimineață? Iată câteva sugestii practice spre care merită să aruncăm o privire. Cred că totul pleacă de la o rugăciune sinceră. Doamne, deschide-mi ochii și ajută-mă să simt pentru alții ceea ce simți Tu. Mă întreb cum ți-ar schimba relațiile la locul de muncă cu colegii sau cu echipa. Numai partea a doua a rugăciunii. Ajută-mă să simt pentru alții ceea ce simți tu. Cineva mi-a mărturisit la un moment dat că după o perioadă, după ce s-a rugat rugăciunea asta, că nu se mai putea opri din plâns. Așa povară a lăsat Dumnezeu pe inima ei. 2. Ce inițiativă săptămânală am pentru membrii familiei sau pentru altcineva? Mai departe, scapă de complexul mesianic gândindu-te deocamdată la o singură persoană din biserică sau din afară pentru care poți face ceva. O singură persoană. Întreabă-te, ce pot face eu? Nu, dar ăla ce face acolo? Mai departe, tatonează ocaziile ce ți se oferă.
Uneori implicându-te pe termen scurt în diferite proiecte din comunitate care ți se oferă, asta mai ales dacă nu știi spre ce te trage inima ca să slujești într-o comunitate. Implicându-te în diferite proiecte, vei simți acel vibe, acea vibrație, zici, ăsta e locul meu, asta vreau să fac. Și în felul ăsta poți să elimini alte lucruri care poate nu-ți aduc aceeași bucurie și împlinire. Mai departe, planifică o slujire discretă despre care să nu spui nimănui, nici măcar soției sau soțului. Asta e foarte greu de realizat și m-am testat personal. Știi ce ți se întâmplă în momentul în care ai făcut un bine? Simți nevoia instinctivă să vorbești despre lucrul ăsta. Și asta e o mare ispită. Testul e ca ceea ce facem să nu fie de ochii lumii, ci să fie din motivația corectă. Trei domenii pe care Hristos le taxează în predica de pe munte. Când te rogi, când faci milostenie, când postiți. Nu de ochii oamenilor, ci în privat. Ce potențial, ce forță incredibilă, ce spiritualitate diseminează Hristos în lumea asta, în rândul ucenicilor, prin Evanghelie, prin învățătura sa. Ce văd atunci când privesc în jur? Neajunsurile sau oportunitățile? Și o întrebare legată specific de comunitatea Via. Care este propunerea ta inedită? Dacă nu te regăsești în niciun alt domeniu și în duminicile viitoare, sper, vom putea oferi alte domenii în care să ne putem implica, care e propunerea ta inedită? Ceva nou pe care vrei să-l aduci în comunitate, în nou an care ne stă înainte. Dacă mă urmărește ceva din atitudinea Mântuitorului când îi izgonește din templu pe oameni, relatarea din Ioan capitolul 2, nu știu ce ați fi văzut voi, probabil că am fi sesizat nervii, mânia Mântuitorului, însă ei nu scăpau și au adus aminte de un text din Vechiul Testament și spun ucenicii lui și au adus aminte ce este scris. Râvna pentru casa ta mă consumă pe mine. Dacă vrei să iei pulsul Mântuitorului pentru ce ardea cu adevărat. Deși nu sunt un fan Liverpool, se ridică părul pe mine de fiecare dată când le aud imnul. You'll never walk alone. Încerc să mă gândesc la un meci. Pentru cei care sunt angajați, pentru fizioterapeuți, pentru spectatori, pentru fani. Ce înseamnă să trăiești în această atmosferă, să setezi o astfel de paradigmă la nivel comunitar. Niciodată nu pășești singur în arenă. Ce înseamnă pentru Amin, pentru Alara, pentru Sandra să aibă sentimentul ăsta? You never walk alone. Niciodată nu pășești singur, indiferent de lucrarea în care ești implicat, de slujirea la care simți că te cheamă Dumnezeu. Ce să mai zicem dacă ne mutăm un pic doar în evrei și vedem paradigma cosmică în care suntem așezați, înțelegem că e vorba de acest mesaj și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. E ciudat, fiindcă am văzut atâția oameni descurajați de-a lungul anilor cu privire la slujire. De cel mai mic impediment se dezamăgesc, dau, întorc spatele, nu se mai implică. Mi se pare incredibil să putem aduce acest mesaj în inimile noastre. Niciodată nu pășești singur în momentul în care te implici într-o slujire. Probabil că putem aduce lucrurile la final spre această concluzie binevoitoare. Nu contează cât de neînsemnată e slujirea, ci doar disponibilitatea și bucuria pe care o reverși înspre ceilalți. Nu contează detaliul în care ești prins. Contează bucuria și disponibilitatea. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Orice gest sau detaliu în slujirea altora contează. Slujirea noastră este un exercițiu zilnic și spontan de iubire creștină. Și slujirea umilă, dezinteresată, setează un cadru de pocăință și vindecare. Am ezitat dacă să includ în mesaj cuvintele lui Albert Schweitzer. A luat premiul Nobel pentru pace
în timp ce Hitler nenorocea Europa cu războiul lui, el lucra în Africa printre muribunzi, printre săraci, printre oameni sărmani, implicându-se în viața lor. Se pare că la un moment dat, deși avea o carieră universitară formidabilă, a pus punct și cuvintele care l-au mobilizat să meargă înainte au fost: vremea vorbelor a trecut. Uitați ce spune la un moment dat într-o corespondență cu cineva. Ne uzăm în certuri și discuții și nu știm că adevărata viață izvorăște din simpla acțiune. Atât de mult sfârșesc în mizeria indiferenței, pentru că de la început nu au avut această, îmi place expresia asta, întărire prin acțiune. Exemplul nu este cel mai important, ci singurul mijloc de a influența pe ceilalți. Atunci când vedem o persoană care încearcă în mod onest să-și ajute semenii, o nouă speranță se naște în noi. Adevărata etică sau morală începe acolo unde se termină folosirea cuvintelor. Vedeți ce lipsește creștinismului nostru, bisericilor noastre, comunităților noastre? Oare nu exact asta e fericirea cu care încheie Hristos? Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le și faceți. Nu pot să nu închei exact cu cuvintele cu care am început. Slujirea nu este opțională, ci obligatorie, dacă vrei să simți că aparții unei comunități.